o să vedem cum arată România din toate punctele de vedere la 30 de ani de la Revoluție. Și ne interesează, desigur, să analizăm ce s-a întâmplat în 2019 și ce o să se întâmple în 2020, pentru că 2019 a fost un an deosebit de tensionat. Îi spun bună seara, doamne Alina Mungiu Pipidi. Bună seara! Bună seara! Păi, haideți să vedem la 30 de ani de la Revoluție cum arată România. Deci eu am să încerc să exercit ceea ce se numește privilegiul distanței. Distanță odată în timp, pentru că am fost printre cei care aveau 25 de ani în 1989 și deci văd foarte bine toată perspectiva, și a distanței în spațiu, pentru că am constatat în ultimii ani că servește să fii la oarecare distanță de țară, chiar dacă vii din când în când, îți dă o detașare și o perspectivă oarecum diferită de cei care trăiesc înăuntru. Și aș începe prin a spune foarte simplu și foarte clar că România este printre câștigătorii acestor 30 de ani din întreg plutonul est-european. România a început prin a avea 20% din venitul Germaniei, țara unde este rezidența mea actuală, și actualmente are peste 50%. Practic nu ne despar decât câteva procente de Polonia, care a început mai bine decât noi și care a fost mereu considerată marele succes al tranziției, în timp ce noi am fost considerați mereu niște repetenți. La acest succes s-au adus contribuția mai multe regimuri diferite, da, începând cu anul 1996, dar în prezent se poate spune că atât la venitul pe cap de locuitor, cât la venitul țării, la veniturile oamenilor, țara dă dovezi de ceea ce numim noi convergență. Da? Sigur că dacă te apropii de 60% din venitul unui german, încă nu te simți ca un german 100%. Dar oamenii să-și amintească că am pornit fără să avem curent, da? Fără să avem apă caldă nici măcar în spitalele în care lucram eu ca tânăr medic rezident pe vremea respectivă, cu coze enorme și numai cu pește congelat în magazine. Deci este totuși un foarte, foarte mare pas înainte, plus libertatea foarte mare pe care o au oamenii, chiar dacă uneori ți se pare că libertatea celor 4 milioane de români care lucrează în afară, le simțim lipsa, sper că ne simte cineva lipsa, dar poate nu ne simte, zic mersi că am plecat, dar pare o chestie negativă, dar în realitate este o chestie pozitivă. Acești oameni au avut toți ocazia să-și exercite un potențial pe care nu l-ar fi avut acasă, da? Au trimis bani înapoi pentru familiile lor și deci per total aș spune că bilanțul Revoluției este pozitiv din punct de vedere economic. Da? Din punct de vedere economic, dar acum din punct de vedere al libertății, drepturilor și libertăților, că aici e o discuție întreagă în spațiul interior, în România. Stăm deci mai bine decât în urmă cu câțiva ani sau stăm mai prost din punct de vedere al drepturilor și libertăților? Deci, din punct de vedere al drepturilor și libertăților, din nou, dacă ne comparăm cu anul 1989 sub Ceaușescu, este un enorm pas înainte, riscul foarte mare pe care îl văd eu. Și unele din riscurile astea vin din partea interior, din prima parte a tranziției, altele vin din ultima, din ultimii ani, da? Riscul foarte mare pe care îl văd este că oamenii care nu au trăit vremurile acelea ca noi iau drept garantată toată libertatea asta și li se pare că nu e mare lucru, nu trebuie să-și bată capul, lucrurile vor merge cumva de la sine, ei le-au primit într-un pachet. Mie mi se pare destul de neverosimil ce văd că se întâmplă în România de câțiva ani încoace, lucruri care, drept să spun, nu sunt verosimile când le povestești cuiva. De exemplu, că la rectoratele marilor universități din România nu par să aibă acces decât oamenii care au avut într-o formă sau alta angajament la securitate, unii dintre ei fiind recrutați prin liceu, da? Acum înțeleg, discutând cu procurorii care au instrumente dosarul Revoluției, cu un număr enorm de mare de oameni au fost recrutați. Deci n-ar mai trebui la 30 de ani după aceea noi să ne preocupăm de moștenirea securității. Lucrurile astea ar trebui să fie de mult, de mult lăsate în urma noastră. Dar ele cumva s-au întors în forță în ultimii ani. De ce? Deci motivul pentru care securitatea pare să și urmașii ei, dacă vorbim de urmași în diferite forme, este în primul rând că noi nu am reușit să eliminăm consecințele primei părți ale tranziției. În primul rând, legea din 1991 a siguranței naționale, care a fost o lege trecută într-un moment în care societatea civilă din România și opoziția politică erau extrem de slabe. Da? Și în acel moment s-a văzut, de fapt, că revoluția noastră a fost incompletă. Sau dacă vreți, așa cum minunat a zis de la bun început de Radu Portocală și alții, revoluția românească a fost parțial furată. Da?
Eu nu consider integral furată. Eu am construit în decursul acestor 30 de ani, întrucât s-a întâmplat să-mi construiesc până la urmă o carieră în politologie, am construit diferiți termeni. Deci întâi am vorbit de democratizare fără de comunizare. Și am explicat că în România democratizarea s-a produs și dovada că s-a produs e că în 96, nu, urmașii fostului Partid Comunist au pierdut alegerile. Și când au pierdut alegerile, au plecat de la guvernare. Deci o democratizare s-a produs, da? Dar democratizarea s-a produs fără ca noi să putem vreodată înlătura pe cei care fuseseră puternici în regimul comunist sau pe majoritatea lor, din motivul foarte clar și de înțeles că societatea noastră era foarte infiltrată. Nu a fost niciodată un plan realist să înlături de aici toate urmele comunismului, când comunismul în fond eram noi sau majoritatea dintre noi, eram numai o majoritate. Și aici revenim la cei 30 de ani, una din cele mai grave lucruri care au ieșuat în acești 30 de ani, ca să spun așa, a fost justiția morală, a fost încercarea de a face puțină justiție celor puțini care s-au opus regimului înainte de 89. Azi am ajuns într-o situație ridicolă în care anticomunistă este toată lumea. Cei mai vocali anticomuniști sunt oameni care nu au prins niciodată comunismul, habar n-au, nu s-au luptat. Nu erau nici născuți. Pentru ei, întruchiparea anticomunismului este să te lupți cu niște PSD-iști de nouă generație, care nici ei sunt prea tineri să fi fost în Partidul Comunist, deci de fapt, și care oricum nu te costă nimic să te lupți cu ei, nu te vor băga în închisoare, nu te vor da nici măcar în judecată. Un crez sincer sau o mare manipulare? Evident, este o manipulare ordinară, este o folosire a anticomunismului după 30 de ani, în timp ce cei care conduc această tabără, președintele Klaus Iohannis, de exemplu, da, șefii oficiali ai anticomunismului românesc, le putea să facă în ultimii 5 ani și era o idee bună, tardivă, că nu e vina lui pentru injustiția asta. El a venit foarte târziu în acest ciclu, dar el e cel care vorbește despre asta, da, și tabăra lui. Niște mici gesturi de îndreptare, deci eu am văzut în Republica Cehă, în Ungaria, în Polonia, toți dizidenții au fost ambasadori, au fost șefii celor mai prestigioase instituții. La noi, în continuare, cei care au colaborat cu securitatea sunt șefii acestor prestigioase instituții. Bun, dar noi încă mai aflăm că și cu Tărica a mai colaborat cu securitatea la 30 de ani după, da. Încă mai aflăm de oameni care au colaborat. Da, dar în general aflăm de oameni de care vor ei să scape. Deci aceasta este o altă mare manipulare. La noi nu s-au dat niciodată integral toate actele securității, ca măcar să știi că ai scos o dată pe toată lumea și gata, da. Și te-ai lămurit. Nu, totdeauna acest lucru a fost folosit în mod manipulator când vor ei să arunce pe cineva mic, da, cum a fost. Apropo de că au fost alegeri prezidențiale în 2019 și domnul Klaus Iohannis a câștigat previzibil un al doilea mandat. În primul mandat, domnia sa l-a intitulat pas cu pas. Al doilea, România normală. Astea sunt, mă rog, sloganurile de campanie. Am văzut cum arăta primul mandat în România pas cu pas. Cum credeți că o să arate mandatul ăsta intitulat România normală? Adică o să fie mai prietenos domnul președinte, de pildă, cu deciziile Curții Constituționale sau cu Constituția? Nu știu ce să spun. Eu mă cam îndoiesc, dar... Cred că primul semnal și cel mai puternic este proiectul de buget pe anul 2020 propus de către guvernul Orban. Proiectul de buget pe anul 2020 e ilustrarea ceea ce vorbeam acum și o ilustrare a celor mai grave temeri ale mele din ultimii 3 ani. Anume, din nou se pune un mare accent pe serviciile, pe instituțiile de forță ale statului. Armata câștigă 20 de miliarde în acest buget, Serviciul Român de Informații câștigă 2 miliarde. Nu e ceva trivial, sunt 500 de milioane de euro. Este, de fapt, o sumă enormă pentru un serviciu care deja avea buget dublu față de cel din Germania, o țară cu populație mult mai mare decât România, nu? Deci, dar de ce se întâmplă asta? În același timp, deci dacă noi am avea toți banii ăștia, n-aș avea nicio obiecție, dar bugetul sănătății, în prima propunere a guvernului Orman, pare să scadă cu aproape un sfert. Trebuie să spun că un sfert scădere din bugetul sănătății este cam cât s-a ajustat bugetul în Grecia în cursul marii ajustări, care a fost o catastrofă, deci speranța de viață în ani a fost afectată. Deci, să înțelegem că se pune accent pe instituțiile de forță și nu pe instituțiile care ar trebui să servească direct populația. Deci, cum ca este să explic foarte clar, deci dacă te uiți la bugetele României, da, sau dacă te uiți la pensiile speciale în România, stai și te întrebi dacă la Revoluție n-a fost de fapt o lovitură de stat și această lovitură de stat au câștigat-o diferite forțe militare și securitatea și armata, pentru că ei au pensii speciale, ei au bugete enorme. Da, sigur că ei pot să spună că își fac mare datorie pentru țară, dar îmi vine greu să cred, nici în Ungaria n-a avut loc niciun atentat, nici în Polonia, nu? Și nu văd asemenea cifre spectaculoase decât la noi. În plus, noi nu ne putem permite, că trebuie spus, am început prin a spune că tranziția economică a fost un succes. Da, ea a fost un succes la scară globală,
60% ne-am apropiat de Germania, convergență, da, dar ce s-a întâmplat în această țară care era foarte egală? În această țară care era foarte egală, diferența de venituri între categoria care câștigă cel mai mult și cea care câștigă cel mai puțin, am ajuns pe locul întâi în Europa, în Eurostat. Diferența de venituri dintre regiunea cea mai bogată, da, Bucureștiul, să zicem, și regiunea cea mai săracă, da, Vasluiul sau Teleormanul, este cea mai mare în Europa, este un Stung, avem un coeficient Gini pe regiuni, da? Deci aceste lucruri sunt niște anomalii extraordinare, anomalii care au consecințe și care nu ne permit să aruncăm cu banii. Da?